Mihai Tudose a transmis un mesaj concret conducerii PSD. Fostul premier a cerut lui Ciolacu și Stănescu să renunțe la ideea de a pune la alegerile prezidențiale un candidat din afara partidului. Am simțit un conflict de idei și nu-i pentru prima dată cu conducerea partidului. Candidatul PSD la președinție trebuie să fie din PSD. Chestia asta, că alcem unul de afară, care nu o să ne învețe el de unde iese soarele, eu nu cred. Nu vom câștiga. Ideea domnului președinte, domnului secretar general, de a spune că oamenii buni să conducă țara sunt în afara PSD-ului, eu nu prea înghit. Mihai Tudose spune că nu e supărat pe Ciolacu dacă n-ar candida la alegerile prezidențiale. Așa că accept că poate dumneavoastră nu doriți să candidați. Se poate accepta că nu este automat președintele candidatul la președinție. Dar dacă noi spunem că nu avem rândul sutelor de mii de membri un om bun să conducă țara, cred că avem o problemă. Și eu nu cred că avem o problemă, domnul președinte. Cred că găsim oameni buni aici. Declarația fostului premier vine în contextul în care Marcel Ciolacu a spus că PSD ar putea propune drept candidat la alegerile prezidențiale din 2024 un intelectual de stânga din afara partidului.